Salut! Numele meu este Șandru Vlad Gabriel, am 17 ani, sunt din minunatul Cluj-Napoca și am creat acest canal deoarece vreau să îmi exersez prezența scenică și poate mai încolo să devin un actor, nu știu. Asta e visul meu de când sunt mic și n-am putut să am foarte mari tangențe cu lumea aceea deoarece sunt la un liceu cu profil real, mate info și nu prea am șanse. Așa că voi încerca prin intermediul vostru, al YouTube-ului, să exersez aceasta. Vreau ca acest canal să conțină videoclipuri cu caracter satiric, de amuzament, uneori și serioase, poate. În fine, și aș vrea în acest videoclip introductiv să prezint câteva lucruri care îmi plac și câteva lucruri care îmi displac. Și pe aceste lucruri ar putea fi berea și berea. Da, îmi place foarte mult berea. Bine, nu alea toate lucrurile, dar îmi place foarte mult berea și merită 3 locuri, da. Bun. Și o altă chestie care îmi place foarte mult e să strig chestii random. Orice îmi vine prin minte. Iei! Sau orice. Bun. O altă chestie care îmi place foarte mult e să fac circulețe sau orice fel de... chestii. Bun. Și ultima chestie pe care vreau să vă prezint și care îmi place foarte mult e sportul. Vreau să spun că sportul este cea mai importantă chestie pentru oricine, nu numai pentru mine. Și că el duce la o viață mai sănătoasă, mai bună și încurajez pe toată lumea să practice orice fel de sport, de la tenis, la orice. Bun, acum vreau să prezint câteva chestii care îmi displac. Cum ar fi acele bătrâne care se urcă în autobuz. Și da, înțeleg, sunt bătrânele, doar picioarele. Mă, dar mai sunt 10 locuri, mă! Mă, tu vii și se bat cu geanta de tine, știi, efectiv. Și de fapt cumva te simți prost că nu le cedezi locul. Dar mai sunt, nu știu, încă 10 locuri și... ar putea să meargă și altundeva. Bun. O altă chestie care îmi displace e constipația. Deci mie îmi displace foarte mult. Eu când sunt constipat 3-4 zile mă simt ca o femeie însărcinată în 9 luni, știi, care trebuie să nască. Și acolo pe patul de spital împinge: Gigele, a ieșit? Da, mă, a ieșit, dar e negru. Ceva în genul mă simt și eu. O altă chestie care îmi displace e rasismul. De ce îmi displace rasismul? Pentru că chiar dacă Transilvania e România, dar nu spun asta, că așa, tot toată lumea suntem oameni și merităm să fim pe planeta asta, să nu ne fie încălcate drepturile și etc. Ultima chestie pe care vreau să vă prezint și care mie îmi displace foarte mult este îndoctrinarea religioasă. Tu când mergi la preot și zici că domnule preot, că am păcătuit, am făcut alea. Mă, ești controlat prin frică. Bine, nu vreau să zic asta, nu vreau să discriminez oamenii pentru că cred sau nu. Dar mie mi se pare o tâmpenie, pentru că religia controlează prin frică și, nu știu, așa cum zice maica ta când ești mic, vine bau-bau dacă nu ești cu minte. Așa e și preotul, vine Dumnezeu dacă nu ești cu minte, știi? Ceva în genul. Vă mulțumesc foarte mult că ați vizionat acest videoclip. O să continui să mai fac alte videoclipuri. Și dacă v-a plăcut să lăsați un like, un share, un subscribe, un feedback dacă vă rog. Și sper să ne vedem cât de curând.